să, să trebuiască să alegi între PSD și Aur, chat. E ca atunci când a trebuit să alegem între Iliescu și Vadim. PNL-ul, da, dar nu total. Ei, PSD. Hai, mai aveți dumneavoastră cunoștință acolo. Și... Hai, hai, să mă înjure și lumea, că nu m-am mai de mult ăștia pe YouTube. Am auzit că sunt probleme. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Asta e că multă lume mă înjură pe YouTube chat și îmi spune, mă rog, multă lume, unii, scriu, Domne, că pui uh, pauză și bă, nici măcar nu știi ce are la de spus. Uh, vezi că ăla o să spună mai târziu exact. Păi de da, dar eu văd clipul pentru prima oară. Oamenii asta nu înțeleg. Adică ei cred că eu comentez clipul ăsta văzându-l înainte. Ei nu știu că eu văd exact, comentez în timp ce văd. Adică e posibil ca mai târziu ăla să răspundă exact la întrebările pe care le pun eu sau ceva. Da, e posibil, pentru că nu-l văd înainte. Nu știu ce o să se întâmple. Comentez așa la prima mână. Ceea ce e cu totul altceva față de cum ai comentat dacă ai ști despre ce e vorba în clip și l-ai vedea înainte. Și ce să ai în minte chestia asta când te uiți pe, pe YouTube. În fine. Salutări, YouTubers. Avem un clip, nu știu cum o să fie clipul ăsta, dacă va fi de YouTube sau nu. Dacă ajunge pe YouTube, vă salut. Dacă nu ajunge pe YouTube, oricum vă salut. Dacă e de la Antena, poate dau ăștia Strike. Nu, e de la Verdict Dana Budeanu. Deci o să ne dea Dana Budeanu. Strike, dar știți că nu mă interesează. <laughs> Bine. Poate o să-ți lase și coment. Nu. V-ați observat care este uh, ideea? Ăștia foarte marciat, foarte mare. ăștia care fac cifre, nu bagă în seamă, nu îi bagă în seamă pe cei care fac uh, vizualizări mai puține decât ei. Indiferent dacă ăia au un punct valid, Adică înțeleg, înțeleg, să nu bagi în seamă pe cineva dacă ăla spune niște tâmpenii și... dacă când ăla are un punct valid, îți spune niște întrebări concrete, clare, e mai ușor decât să-i răspunzi de și Cum a făcut Montana cu mine, țineți minte? Deci când i-am pus întrebările concrete și am venit cu argumente clare la videoul lui, i-au scris ăștia. Că mi-au și mie pe, pe Instagram, unul uh, unii dintre voi mi-ați scris. Uh, că l-au întrebat, ai văzut clipul, nu știu ce ai zis. A, pe ce voi eu vorbesc cu ăla care are 3000 de abonați? Păi nu, nu e vorba de nu, aici nu e bătălia abonaților. Aici e vorba dacă aici ce să răspunzi sau nu. Evident că e mult mai simplu să zici, a, oh, pe ce băi eu vorbesc cu ăla, nu. Normal că nu, că n-ai ce să răspunzi. Atunci e mai simplu să zici, a, pe ăla are 3000 de abonați, deci clar nu are dreptate. Eu care am 200.000 am dreptate. E logic. În fine, trecem peste. Hai să vedem ce aici Dana Budianu. Hai să l la început acum. Dana Budianu. Cum e la chat? Name a better duo. Dana Budianu și George Simion. Ar fi Dana Budianu cu Diana Șoșoac, într-adevăr, da, mă rog. Nu o să preluați puterea, deci nu o să aveți majoritatea. Ce vă întreb astăzi este, mm. nu o să aveți majoritatea. Hai să vă realist. Dana dacă, dacă vă veniți și dumneavoastră că... cu noi, poate eu da, eu nu o nu avem majoritatea. politică niciodată, dar ideea e următoarea. Eh. Niciodată nu o să intru în politică oficial. Doar o să susțin pe fire, așa, din spate. Doar o să susțin, nu pot să spun că iau bani de la firea, că n-am dovezi. Dar o să o împing așa de la spate pe doamna firea. Dar nu o să intru niciodată în politică, eu sunt apolitic. Sunt un, o, o, persoană apolitică eu, Dana Budianu. Nu să așa. Nu da. <laughs> faptul că ea la mișto, Gio să te ia la mișto George Simion. Mulțumesc dumneavoastră, adică, dar și alții. Nu, eu când spun asta, așa este, că nu am de ce. Deci, uh, nu o să aveți majoritate. Râde! Eu... Nu, nu, râsul asta, Zâmbetul ăsta de copil! Ia uitați-vă! asta așa este, că nu am de ce. Deci, uh, nu o să aveți majoritate. Eu cred că o să avem majoritate. Da. Eu vă spun că nu o să o aveți. Da. Acum suntem în scenariul meu și dumneavoastră să spun scenariul noastră că la idilic. Scenariul noastră în care o să aveți majoritate faceți și vreți. În scenariul pesimist, da. Scenariu un pesimist, francesc, da. În pesimist -realist în care nu o să aveți uh, majoritatea. Noi nu mai putem să mai stăm patru ani, că adică electoratul să aștepte frecangea la asta, când o să aveți normal. majoritatea. Normal. Normal. Da, deci, nu veți, deci, 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 deci nu, nu intrați. Deci, nu, veniți sau o să aveți, nu știu, 17%. Să zicem, da? Așa? Dumneavoastră veți da. face guvernul care să salveze țara împreună cu cine are majoritatea, corect? Dep Depinde. Depinde. Teoretic, da. Teoretic, da. Depinde. Probabil, așa, nu e obligatoriu, dar așa se va întâmpla cel mai, cel mai probabil. Așa că, da. Ok. E posibil. În 2024. Este deci renunțați posibil. la aberațiile cu eu nu mă asociesc cu PSD-ul, cu PNL-ul și cu nu știu ce. Pff, știți cum? dacă adică PSD-ul e vândut. Dacă PSD-ul e vândut total bruxelles Da, lui, Cum e, vândut, e în momentul ăsta? E vândut total bruxelles Sunteți de acord? Că e vândut Bruxelles-ului total? Da. Cine? PSD-ul. Nu. <laughs> Normal că nu. Ba, bine, tot PSD-ul mai puțin pandele și firea. Normal. Bine, și asta, și întrebarea e cretină. Vândut Bruselului. Ce dracu înseamnă asta? Ce înseamnă vândut Bruselului? Că nu înțeleg. Bine, George Simion are o agendă, Dana la Budeanu are și ea o agendă. Se întrepătrund pe alocuri. Dar întrebarea e stupidă. Dar răspunsul Danei Budeanu, evident, nu poate fi altceva decât nu nu știu ce înseamnă. Cum adică vândut Bruselului? Adică... Ce că faci ce spune ea? Normal că faci ce spune ea. Că ești nu e. Nu ești de capul tău. Normal că nu ești de capul tău. Și mai bine că nu ești de capul tău. O spun pentru a 15-a oară ăștia de petui sunt sătul. Sătui de ce, de ce tot spun eu. Doamne ferește ca România să fie condusă în totalitate de români. Să nu aibă niciun supervizor, să nu fie nimeni care să-i mai ghideze așa. Doamne ferește. Ne amintim cu toți anii 90, știm nici atunci nu eram chiar de capul nostru, dar eram mai de capul nostru decât suntem acum. Doamne ferește! Doamne ferește! Deci e foarte bine că suntem conduși de aia de la Bruxelles. Foarte, foarte bine. Toate lucrurile bune care s-au întâmplat în ultimii ani în România au fost datorită alor de la Bruxelles sau, în general, lor de afară, care au niște planuri cu noi. Ce planuri au? Aia e treaba lor. Dar orice s-a întâmplat bun în România a venit datorită aderării la UE, la NATO și la alte chestii. Și sí toate rigolele care au decurs din asta. PNL-ul da, dar nu total PSD-ul. Mai aveți dumneavoastră cunoștință acolo și... Nu am tot nicio cunoștință, asta este... Părerea mea, ce dracu! Bine, mai e o chestie. Eu sunt de părere că dacă tu iei, probabil aur va fi în jur de 20%. Cred că a anticipat corect Dana Budeanu. Probabil că acolo va fi, între 15 și 20. Ideea e în felul următor. Bă, tu, mie mi se pare de prost gust. Sau, nu mi se pare normal ca tu să vii, să spui, nu mă aliez cu nimeni. Toate partidele, noi suntem ăștia. Hoților, hoților, noi venim să vă scăpăm cu niciun program, cu nimic concret. Doar cu demagogie și populism. Ok, Ăsta e aur. Venim, noi vă salvăm. Ne-au luat străinii țara, pământul nostru. Noi suntem români. Da, de astea, da? Tu, dacă iei 17%, mie mi se pare de rahat să te asociezi cu PSD, PNL, habar n -am. Cine va fi pe acolo? Doar ca să intri și tu în guvern. Să iei și tu 3-4 ministere și cam E Păi tu nu înseamnă că asta ai vrut. Să fii tu la putere, să-ți faci niște combinații și cam asta a fost. Nu. Te duci în opoziție. Zici, băi, eu nu mă pot alia cu partidele pe care le-am pone grip până acum. Stau în opoziție și la următoarele alegeri poate sunt majoritar și atunci e altceva. Nu, așa ar fi normal, nu? Nu că pentru că Gabriela Eu spun că nu-i vândut PSD-ul? Da. Sunt vânduți total. Și la referendumul pentru familie au primit ordin când era Dragnea. Da, ce probleme ce ați veți Oricum, gândiți-vă că va trebui să alegi între PSD și Aur. Așa, un scenariu. Să trebuiască să alegi între PSD și Aur, chat. E ca atunci când a trebuit să alegem între Iliescu și Vadim. Nu știu dacă mai țineți minte. Nici măcar eu, care sunt ancestral, nu aveam drept de vot în 2000, când a fost schema asta. Deci nu aveam drept de vot atunci. Eram la, nu la limit, aveam cred că 16 sau 17 ani, nu mai știu. Nu știu exact când au fost în celul, nu au fost alegerile, dar nu eram, eram, la un pas doi. Atunci, să te văd, să trebuiască să alegi între Iliescu și Vadim. Ai fi ales Iliescu, ce dracu puteai să faci? Cum a și ales România? Toate informațiile pe care le-am primit în momentul ăla, când uh, au primit mesaje de la Bruxelles, să nu se prezinte lumea la referendumul pentru familie, că tot vine o lună vreau importantă e. pentru noi să sărbătorim... Uh, vreau să clarificăm următorul de Dumneavoastră sunteți deschis în 2024 pentru electoratul dumneavoastră că trebuie să înaintați. Să facem să schimbări. A, ați da. făcut o promisiune, da. le-ați promis da. lucrurile pe care le-ați făcut. Deci... Dar eu vă promit, doamna Buda, nu, da. că dacă vom avea și votul dumneavoastră o să obținem majoritatea. Asta e totul deci, Dana Budeanu încearcă să fie această serioasă. Această, bă, ia uite, bă, Dana Budeanu se pricepe și la politică. Ce bun analist politic e Dana Budeanu. Și ăla îi răspunde numai la mișto. Deci ea este... Deci, domnul Simion, cum e ea? Da? Ai? Important. Da, a spus asta. Cum ea? Eu le spun pe față. Da, eu n-am frică, sunt pe față. Și ăla îi răspunde numai la mișto. Da, domnule, dacă vine și dumneavoastră, normal, bineînțeles, da? Da, e, ce-ar fi? Care ar fi, cum puteți să o convingeți Adică ar pe, să spună pe Dana că eu, cum ar veni, fac majoritatea pe România. A, Așa. Care ar fi argumentele Suteți și cum ați o, încerca aici, aici, în această emisiune, să o convingeți pe Dana Budeanu? S -s -s -o să să o vi se alăture. Sau mai mult decât atât. Să devină membru. A, a, bravo. Păi, suntem singurul partid care în acest moment nu este obedient la în alta poartă. Asta, asta e un... Depinde, depinde, domnul, domnul Simion, depinde ce considerați în alta poartă. Adică, în alta poartă cine? Turcii? La turci? Nu, probabil că nu. La turci nu sunteți. Dar un pic mai încolo, așa. Dacă ne uităm la o aruncătură de băți, mă rog, două aruncături de băți, să zicem, față de Turcia. Atâta că găsim o poartă, poate chiar mai înaltă. Eu știu argument. De cât A, să, da, 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 da. Să, să, să voteze PSD-ul? De, mâncare, de cât să voteze PSD-ul iar care în mare mai parte mai nord, mai nu. unii ziceți mai nord, unii ziceți mai la răsărit. practic în orice direcție o iei la un moment dat ajungi în Rusia. Deci parte este obedient la la, șefii la lume, la cum zice doamna Bogdan. să vă spun ceva, pentru da? mine nu mă interesează ca, ca cetățeni. Da. Nici dacă dumneavoastră sunteți obedient, nici dacă PSD-ul, dacă toți politicienii sunt sau nu obedienți, atâta timp. Cât ei fac minimul ăla pentru populație. Populația asta trebuie să aibă atât, ce vă spun eu acum. Unii chiar așa au, să știi. Ce trebuie să aibă? 700 de lei nu. la 6 luni? păi, lăsați-mă să vă spun ce, ce, vrem. Noi vrem un... Să puțin, Dana Budeanu vorbește în numele poporului român? Noi vrem pământ! Cum ar fi să zică? Noi vrem pământ! Stați, doamne, că nu mai e 1907. Nu mă interesează. întrebarea mea este, românii vor să instaleze o barieră în fața blocului și să nu, poate să, intre, să nu poată să intre nimeni acolo decât mașinile celor care stau acolo ca să aibă aia locuri de parcare? Asta, asta e întrebarea. Românii vor asta? Dacă vor, pot să-și o facă singuri. Să știți. Adică pui o barieră pur și simplu, și intri numai tu. Și practic transform trotuarul și strada în stradă privată. Eu zic că e șmecherie și asta. Pentru cei care nu știți, probabil o să apară știrea, dacă editează Hansel, uh, știrea la care mă refer. Da? Hai să vedem. Ce, ce, vrea poporul român reprezentat fiind de Dana Budeanu? Aici am ajuns. Mini. Asta vrea populația. Să știți că în toate țările... Ce e, România, e, că, ce vrea? Noi vrem un mini. Asta vrea populația. Să știți că în toate țările de pe globul pământesc, ce anume? unde standardul de viață este ridicat, nu e adevărat. Știți de ce pare ridicat? Pentru că toată lumea are acest minim. Este Corect. un mini. Corect. Ideea păi, e ridicat. Logic. Este nivelul de trai ridicat. Pentru că ei au ce le trebuie. Ca să nu se gândească cu ce plătesc chiria mâine, ce mănânc mâine, am bani să-i cumpăr caiete copilului? Nu, asta înseamnă că e un nivel de trai mai ridicat? <laughs> păi, este ceva din, din altă lume, pur și simplu. Este ceva din altă lume. Nu înseamnă că nivelul lor per total este ridicat de trai? Dacă ei n-au nicio problemă? Tu dacă îmi dai mie, cetățean, acel minim pe care mi-l dai mm. din banii mei oricum... Da tu după aceea o să-ți faci treaba cum ți-o-i faci și dacă ești mecherit, îmi dai un pic mai mult, ridici un pic țara, iar eu ca cetățean mă ridic și eu singur, că așa este normal. Și uh, Dana Budeanu crede că a fi la guvernare este ca și cum ai fi primar în Cucucea. Bă, pune, nu știu, două, pune două bănci acolo să stea la poartă și plantează trei copaci, în principiu. Cam asta e. Vi se pare că de 32 în de ani asta. au făcut? Da, au fost perioade în care a fost ok, perioade în care nu. La absolut toate partidele. La absolut toate uh -huh. partidele. Uh -huh. Unii au făcut bine, bun. În... Okay. există. Aici, aici sunt eu mai radical și dumneavoastră există. ziceți 50% și nu, zic asta eu 100%. Cu... Haideți să vă... aici. Și nu are dreptate? Măi, știi ce spune Dana Budeanu? Nu e așa că e mai bine să fii sănătos și bogat decât sărac și bolnav? Și toată lumea va spune, da, logic. Asta e ideea? Noi nu știm? Ceea, nu vă dau Sunt eu mai... Haideți să vă spun da. ceva. Nu mai veniți cu discursul, că dumneavoastră sunteți naționalist. Nu, nu mai veniți cu discursul cu care vine toată lumea. 32 de ani nu s-a făcut nimic. Asta e o prostie. S-a e, e, da, 32 de ani la rând s-a distrus. Nu -a este distrus. adevărat. Nu mai veniți cu acest discurs că sunteți politician. Nu toată lumea a fost... Și dumneavoastră de 2 ani de zile puteți real. să spuneți că n-ați putut să faceți nimic. Deci și dumneavoastră să această situație. Pai, puteți... păi, e, e în opoziție ce am fost noi la guvernare? Deci noi plus 2, 34. Vedeți că intrați la grămadă. la guvernare. Deci e foarte simplu de contracarat asta. Păi ce, am fost noi la guvernare? De asta toate partidele... Să știți că sunt multe partide care preferă să fie în opoziție. Pentru că în opoziție poți să crești foarte ușor. Pentru că tot ceea ce trebuie să faci este să critici ce face puterea. Ceea ce e foarte ușor. E, în momentul în care ajungi tu la putere și vezi că... Da. Cum e treaba? pierd. Sunt extrem de puține partide. Nu cred că s-a întâmplat după Revoluție, ca un partid care, să, care este la putere, a fost la putere, să câștige procente. Poate spun prostii, dar nu mi-am O întrebare, no, sunt doar da. 5 minute. Da. Nu a prea existat Nu ne o mai chemați la 45 de minute, noi trebuie să avem 3-4 ore. Așa. Facem un nu se poate. Uh, 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 podcast. Nu se uh, poate. Nu mai fătălei fac singură Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. <laughs> Păi nu, că ziceam de dumneavoastră să faceți. Adică... Cum să fac? Asta e adevărat. Cum să faci, bă, tu ca bărbat podcast? Faci podcast. Ca bărbat să fie acolo. Să, să faci flotări ceva, nu știu, tracțiuni, un podcast. Femeile fac. Asta sunt de femei de podcast, de, astea, de, discuții, de bârfe, de astea, de astea, de astea, discuții. Pui un pahar de apă seara început îți pui o dorință scrisă, A, paharul așa. să fie de sticlă și apoi bea apa. De ce? Apa este o materie inteligentă și se informează cu ceea ce ai scris și dimineața îi spui apă, te iubesc. De ce celulele noastre sunt făcute 70% din apă? Și atunci Am apa asta informată <laughs> apa informată se duce în celulele noastre care sunt făcute din apă și duce informația. De cum să discute bărbatul? Pe păi ce bărbatul să la discuții? De parcă ce e aici nu e podcast. De parcă fix emisiunea la care stă ea aici nu e un fel de podcast. Doar că nu e pe, pe net, e la televizor. Este fix același lucru. Deci l-a făcut pe ăsta fătălău. Cum îl cheamă pe din mijloc? Răzvan, Dumitrescu sau cum îl cheamă? Da, o singură dată un s-a apropiat de 50%, dar nici atunci n-a da. luat 50% și a trebuit o alianță ca să, mă rog, fie la guvernare. Adică singur. De acord. Cu excepția USL-ului care, fiind o alianță de la început, a obținut un scor. Așa, așa. A fost PSD-ul lui Dragnea, a luat 47%, dar n-au fost nici alea 50%. Deci, prin urmare, pe ce vă bazați? Îți dai de seama vezi? unde era PSD-ul lui Dragnea cu 47% chat? O mai mirați de ce suntem unde suntem. Așa e. Uitați-mă asta. Dar nu uitați-mă, mi din minte, pur și simplu. Refuzam să mă mai amintesc când blocați amintirea asta cu PSD-ul lui Dragnea la 47%. Păi jumătate dintre români votaseră PSD-ul lui Dragnea. Vreodată, ne, ne făcând, pentru că nu vă place PSD-ul, nu vă face PNL-ul, nu, vă place, -ul, nu, nu vă place răzgenit, hashtag -ul. Păi ce vă bazați că veți putea guverna vreodată în România? Corect, bună întrebare. indiferent cât luați, 50%. Scenariu, pentru că USR-ul este istorie, sper okay. să am dreptate eu și... Și eu -așa. sper. Așa. Uh, în 2024, în bătălia electorală, în turul 2 de alegeri, la alegerile parlamentare se vor confrunta două blocuri. Unu, blocul unit de acum al puterii, PSD-PNL. Și doi, Alianța pentru Unirea Românilor, în care vom accepta, într-o alianță lărgită, Așa? toate Formațiunile care nu au fost la uh, guvernare, indiferent de ideologie, care. <laughs> Bă, orice, nu mai să fim la putere. Vom accepta orice partid, indiferent de ideologie. Deci, nu, are, nu contează că vezi lucrurile ca noi, că nu, nu contează. Vrei să fii la putere, fricii, ești prost. fă aici o, o alianță cu noi. Bă, cum sună asta, mă? Cum sună asta? Vom accepta în alianța noastră orice partid indiferent de ideologie, tu o cu de ideologie. Asta ne interesează pe noi cu ideologia. Dacă nu a mai fost la guvernare, atât. Asta e singura condiție. Ai fost la guvernare? Da, atunci nu te acceptăm. Chiar și UDMR a fost la guvernare UDMR. Problema e că sunt foarte puține partide care nu au fost la guvernare. Geneso, Eslu, Șoșoacă... Adică limitează foarte mult. Sunt doar partide ultra-extremiste sau obscure. În rest, că to toate s-au perindat într-o formă sau alta, într-o alianță sau alta la guvernare. PNCCD. Cum? pnt a fost la guvernare. Cum? A fost ultima oară chiar la guvernare atunci, în 96-2000, nu? Când era eu Diaconescu, președintele PNC, cu Ciorbea, cu. Bă... Așa aduce o alianță, într-adevăr, dar era pnt principalul partid acolo. vor să pună umărul la construcția unei uh, Românie uh, ca în Polonia. Este credeți tațiu? că doamna da. Chioveș și... Unei românii ca în Polonia? Superb! Asta a spus sau am auzit eu prost? Românii uh, cam Polonia. Umărul la construcția unei uh, românii uh, ca Polonia. Să pună umărul la construcția unei românii ca Polonia... Ok. Credeți că doamna da. și va candida la președinția României? Apropo este... de hashtag-ul care ziceți că s-a terminat. Sunt două variante ale ce sistemului, va din candidat? câte înțeleg eu, pentru postul de președinte al uh, României. Una din zona hashtag uh, Laura Coduța Chiovei și cealaltă Mircea Joan. Atât. Și de asta cu ce variante? nu no, stați, sta un pic, stați sta un pic, sta nu, noi, noi suntem cu... știu ăștia care votează cu au știu despre ce vorbim. Stă. Toți președinții, toate variantele de președinte sunt cu acordul sistemului? Teoretic. Nu, toate sunt. Ok, nu mai spuneți că. <laughs> cu ce am greșit în viața asta de a trebuit să ajung să moderez această emisiune? Doar doi. Nu, toți care vor veni. Pe ce vă bazați? Așa cred eu. A, nu, nu. <laughs> Teoretic. Perfect! <laughs> cum adică, mă, ce mă bazez? Ce să mă bazez pe ceva? asta spun eu, asta consider eu. Ah, ok, bine. <laughs> Dar eu zic că sistemul ăsta de la înalta da, da, poartă toate, are doi favoriți. Dar da, toate este. variantele sunt... A, ah, ce înseamnă în, în alta poartă? Ce înseamnă în alta poartă? Da, Stă Păi atunci... De afară? Da. Păi de domnul, afară. Domnul da. Simion, ah, atunci, atunci okay. dacă așa stau lucrurile, cum credeți că vreodată veți câștiga? Adică... Uitați, Victor Orban cum a câștigat în Ungaria. Oh, Așa... Mai are ne... Mare puțin ce spune Kim Jong-un, ăla cum a câștigat în Corea de Nord. Ăla cum poate bă acolo să fie exact ce-mi doresc eu? Cum dracu' se poate bă? Și eu nu. Victor Orban cum a reușit în Ungaria? Păi Victor eu, Orban, atenție, Victor Orban s-a pus cu toată lumea, inclusiv cu UE. Cum facem? Ne punem cu UE? Da, e în interiorul UE. Da. De asta se pune... Timp când nu ieșim, da. Stăm, drept, pe, de, stăm fermi pentru interesul nostru național. Nu, da. Hai să ne uităm cum e în Ungaria, totuși. Hai să ne uităm cum ungurii trec granița și cumpără de la noi. S-a schimbat, parcă suntem în anii 90, doar că invers. Să cauți știrea aia, să o pui. Hai să căutăm, să vedem cum e în Ungaria, totuși. Acum. Și vorbim totuși de o țară care nu poate fi comparată din niciun punct de vedere cu România. A, fost -a mai imperiu austro-ungar. Poate fi pusă pe picior de egalitate cu România, care a fost amărâtă dintotdeauna. Putem spune că am pornit din același punct. Să vedem cum e acum în Ungaria, dacă tot am un exemplu. Da, Victor Urban este pe treaba lui, într-adevăr. Se pune. Mai țineți că când a făcut Uh, când a pus garduri să nu treacă emigranți, uh, da, emigranții, să nu vină la ei. Și asta e cea mai mică problemă, când peste legile homofobe, peste tot, tot ce face el acolo. Mai țineți minte când s-a uh, pus cu uh, ăștia de produse, cu marile lanțuri, de super, cu supermarketuri, cu hipermarketuri și l-au făcut tăia varză? Când a plafonat prețurile și au venit tăia și au zis, a, ah, bine atunci. Hai să vedem ce mai cumpărați. Și erau rafturi de goare, de făceau ăștia, veneau până în România să cumpere. deci face și vă Ungaria cu Și, cum e, da? face -și deci sunteți de acord, Luptăm... sunteți de acord, stați un pic, da. sunteți de acord să adoptați atitudinea lui Orban. Da. Da. Ok. Da. Numai voi cumuri, atâta. okay. Uh, nu ne simă, dacă pe... mai voi certați cu Ungurii atât. Ok. ne certăm, dar mai bine să facă provocări. Nu? De... nu? stăm în genunchi cum stă ciolac. Dar la... la ce să stai în genunchi? La o bornă? Haideți să nu mai... Deci temele astea sunt foarte sensibile în România, asta cu Ungurii. Da. Sunt bune pentru... Bă, George Simion și Dana Budeanu vorbind despre problemele României este ceva... Doar la Antena 3 sau România TV se putea întâmpla așa ceva. Iar, dar sunt foarte sensibile. Da. Oamenii uh, uh, cum să vă spun uh, eu am, am avut am, am avut, că na, asta e, s-au dus o familie foarte greu încercată de aceste lucruri. Credeți-mă, adică de ce lucruri? temele astea aberante cu pleacă da, nu cu, noi cu, nu nu noi pleacă cu e, Transilvania. Un okay. nu pleacă deci, două de două săptămâni tot așa nimeni să nu reacționeze? Da, 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 astea sunt bon, la și altele, a, că nu pleacă nimeni cu Transilvania. 20 de secunde, am o întrebare. Deci eu înțeleg că nu o să guvernați niciodată decât ori... Asta, asta e tot spune, bă, cam ce spui tu înseamnă că nu o să fii niciodată la guvernare. Realizezi. Cine n-a fost la putere, în niciun caz cu PSD sau PNR. eu asta înțeleg. Nu tu... ați mai spus așa. A spus deci, că așa au... a spus la început. Nu, dumneavoastră a spus că nu o să avem o majoritate. Eu v-am spus cu și votul Și dacă, dacă, banii dacă banii în acel banii... caz, Acceptați? E planul B, da. Planul B? E planul, planul, păi planul B care... Eu zic că merge cu planul A, dumneavoastră votați cu a, de și accept? o să facem Și dacă nu-l aveți pa, cu planul B, sunteți de acord, nu? Da. Ok, ați fost Fac alianță, Perfect. Uh, păi să încheiem aici cu... Uh, a fost un episod, de întâlnire... În premier aici, Dana Budanu cu George Simion, le mulțumesc. Eu pun poreclele în România că știu ce e asta. Eu am crezut că asta e tot ea. S-a hotărât tot în backstage că eu voi vorbi cel mai mult pentru că sunt femeie. Am vrut să fac paranteza asta înainte să începem. A, a hotărât doamna Budeanu și nu e frică de dumneai așa că s-ar putea să o lăsăm. În emisiunea asta, eu să am grijă ca fiecare să vorbească echilibrat și să fie un schimb de idei între cei doi. Adică, nu trebuie neapărat să cronometrăm că nu suntem în campanie electorală. E nu! Teoretic! Eu clar nu sunt. Do cum? Do Cine nu e în campanie? Eu nu sunt. Domnul Simion este. <laughs> bravo, bravo. Eu bă, sunt obligat să fiu în campanie. Păi cum? Sucur, nu a fost a fost. stop în fiecare zi în campanie electorală, orice politician. Cum? Poate și doamna Budeanu să fie. <laughs> în, 24, în campanie și sau... <laughs> Asta autocurtează, nu vezi doamna Budeanu? S-ar potrivi... Doamna Budeanu la aur ar fi... Mamă, mamă, ia! Garcea! Uh, din păcate și că nu mai e, dar e exact de acolo. Exact de acolo. Politician niciodată, dar do în, domnul Simion este în campanie în fiecare zi până în 2024. Este obligat. Da. Punct. Nu? Cum e că nu e în campanie? Da. Eu nu da. sunt și dumneavoastră. Dânsul este. Nu -a -a Tocmai că n-ar trebui să fie în campanie electorală conform legii. Dar domnul Simion este, n-are nicio problemă cu asta. Ajutăm. Uh, spuneți așa, cu ceva timp în urmă, dumneavoastră, despre dânsul. Bă, uitați-vă la zâmbetele astea dintre... Uitați-vă la privirile dintre ei. Și acest semiflirt, voi vedeți? Acest... Ia uitați-vă! Uitați-vă, urmăriți le reacțiile! Băi! Băi! Simeon va fi ridicat în grad pentru că a reușit să anihileze un SRE. După ce au înghețat tinerii frumoși și liberi prin piață, a venit rândul celor sărași să facă frigul, luptându-se cu tricolorul în mână. De Cum capă. adică va fi înaintat în grad? Pentru că a anihilat USR. Da. Fără să știu ce o să citească, exact asta am vorbit înainte să intrăm în emisie, da? Uh, domnul Simion a spus înainte să intrăm în emisie că eu l-am susținut la început și că după aceea nu mi am prea mai plăcut de el. Că la început când a câștigat uh, la alegeri uh, mi-a plăcut de el. Nu știu. Am declarat că mi-a plăcut, nu am scris, eu am frumos un carton, dar nu, am spus și exact ce am cu guvernul, da. Că nu Așa, cu guvernul. Și după guvern. aceea nu mi-a mai plăcut de domnul Simion, zice domnul Simion, a zis domnul Simion înainte să intrăm în emisie și eu ce i-am spus? Exact asta. I-am spus da, pentru că domnul Simion a spus înainte să intrăm în emisie că trebuia să apară aur în politică, eu am spus da, trebuia să apară aur în politică. Clar! Partid de, de extremă dreapta, întotdeauna binevenit, absolut. Da. De ce? Ca să șteargă de pe fața pământului, Așa. și de pe fața acestei țări, usr ul Tare! Tare! Deci să vină un partid care să șteargă de pe fața pământului alt partid pentru că nu-mi place mie. Uu. Bine, George Simion, când, ajunge, când aude șterzi de pe fața pământului, orice ar fi e interesat, vă dați seama. Am spus? Corect? Corect. Ați spus. Și am supărat? Ați spus. spus că sunt supărată și am spus da pentru că nu s-a întâmplat asta. Aveți cuvânt. Nu s-a întâmplat uh, uh, teoretic. Practic, ușere uh, este istorie. Dar la nu chiar să aștepta ca să scoată în afara legii USR sau ceva. Pur și simplu. Adică nu s-a întâmplat. Încă Ex există USR. Cum explicați asta, domnul Simion? în politica românească. Așa că, parțial, doar v-am satisfăcut dorința. Nu este dorința mea. A românilor? celor care au Așa... votat aur. A, a românilor? Dumneavoastră n-ați votat aur. Nu. Păi, de ce aveți dorințe de la noi atunci? Bă, îmi place că deși acest flirt, se și tachinează, voi vedeți? Doamne, ador tensiunea asta dintre ei. Se și tachinează un pic, adică, mă, păi, da, dumneavoastră nu ne Dar așa cu zâmbetul pe buze, um, un pic... Că... Da. Păi nu, dumneavoastră m-ați întrebat de ce m-am bucurat da. că ați câștigat și, și, că, ați intrat, că a trebuit să intrați. Și am spus, da, a trebuit să intrați în politică ca să ștergeți de pe fața pământului usr În 2024, Cum să intri în politică ca să ștergi de pe fața pământului un partid? Sper incredibil. Aici. Și nu Acum avem cum nu să... să n- da, ce, ce se fac. Să... să... vă țineți de ei. Să vă țineți de ei, că dacă vă aruncați în caivești pe nu sunt mici. Noi chiar, avem că, alte discute cu domnul Ciolacu. Acum. Nu știu dacă ați văzut. Nici de domnul Ciolacu nu vă place și pentru asta vă apreciez. Nu, nu știu dacă nu place. Sunt la domnul Ciolacu, pentru că domnul Ciolacu a făcut foarte multe lucruri de când a venit. Acum. Real. Ați văzut, avem cea mai mare creștere economică în Uniunea Europeană. Nu, nu e vorba European. de creștere economică, noi vorbim mai strict de oameni politici. Noi noastră ați spus exact, din punct de vedere al imaginii, ce se întâmplă. Se întâmplă asta. Da. Aur trebuia să șteargă u ul de pe fața Pământului. Păi, sunt... păi ce voi mă să facă? Uitați-vă ce privire! Ce voi să facă? Să șteargă de pe fața pământului? Ce să-i facă? Să ia pe să-i bage în pușcărie? Ce să facă? Suntem aproape. toate sondajele. Nu, sunteți apropiați. Ați căzut, da. Depinde cine face da. sondajele. Nu, că a trecut chestiunea asta cu Nu, sunteți război. apropiați. Care război? Războiul. Dumneavoastră mă întrebați pe mine, războiul Rusiei contra U Ucraine. Un da. Explicați. vă vine să credeți, vă vine să credeți că asistăm la W după W din partea lui Simion? Nu. nu. înseamnă că nu vă mai... A, dumneavoastră în general nu vă uitați la televizor, dar... Nu știu exact ce s-a întâmplat. Uh, Normal. Vladimir, Vladimir Putin a atacat... Uh, <laughs> Uh, am înțeles. Uh, înainte nu a existat niciun... Am înțeles. Uh -huh. Am înțeles. Nu știu, probabil, da, dumneavoastră spuneți că nu vă uitați te la televizor. Să știți, vine ca o surpriză pentru dumneavoastră să știți că Rusia a atacat Ucraina. Uh -huh. Uh -huh. Da, mă rog, am înțeles. Așa și... Un fel de conflict militar în Ucraina, da? Adică război. Două, 14, ocuparea uh, Crimeei, uh? ilegală, uh, crearea a două provincii uh, separatiste pe stil uh, Kremlinului în Lugansk și Donetsk? Da. Alea nu sunt teritorii rusești? Din punct de vedere al Vă da seama recunoașterii că acum la ONU în... cum se. În aceeași măsură în care ardea lui teritoriul unguresc. Dacă asta înseamnă că ești uh, legitimat să ataci o altă țară doar pentru că teritoriile alea au fost uh, sub au fost ale tale la un moment dat, înseamnă că ar fi full de războaie peste tot. Peste tot. Vă voi dați seama că Dana Budeanu a spus Păi da, da, le au fost teritorii rusești. Deci era normal ca Rusia să atace Ucraina ca să-și teritoriile înapoi. Am impresia că în România fiecare poate să spună absolut orice. Pur și simplu orice, nu contează, orice. Orice, orice, orice aberație, indiferent cât de mare ar fi, România ce da, îți găsești unica. să să zică, da, domnule, așa e, ai dreptate. să fie teritoriul în, în, în ochii celor care se uită la noi acum, are loc așa. spălarea lui uh, George Simion de ștampila că este prorus. O, e, e, de, nu, e eu întotdeauna, în prima zi după alegeri, au venit, era la birou la mine o coadă de jurnaliști și au venit toți să mă întrebe și am zis și atunci, Vladimir, atunci când nu-și războiul, să război, eu, Vladimir Putin este un criminal. Faptul că, la fel ca... Moare Dana Budeanu, uitați-vă la ea. Moare Dana Budeanu. Face infart în direct. Victor Orban, la fel ca mulți lideri autoritari, urmărește interesul țării... Da, mă, evident că nu Putin este miza lui Și Poate să zic orice, logic. A, era problema? ...lui... Mai mult sau mai puțin E altă nu, e mâncare totul. de pește. E totul pentru noi Pentru că noi nu am avut în ultimii 32 de ani Conducători la nivel înalt Care să iubească acest popor Ok, deci sunteți de acord Sunteți de acord Că sunt de acord de asemenea că Vladimir Putin Este un criminal și eu am zis Înainte de războiul ăsta Adică cei care ne acuză pe noi că suntem proruși Cred că sunt cel puțin rău intenționați Clar dar nu vă acuza nimeni că este prostul lui Snowden. Da, da. Dumneavoastră trăiți. Nu, USR-ul. Dumneavoastră trăiți uh... pe altă lume, oricum. <laughs> Eu, de exemplu, la acest post de televiziune nu am fost invitat în ultimele trei luni. Uh, tocmai. Uh... Domnul, cu mine. Eu v-am invitat pentru. că... Uh, de... Am fost de două ori invitat Eu la domnul da? timp acolo e breaking news cu situația militară. Uh, foarte puțini politicieni au mai prins prime time-o, au prins analiștii militari mai mult prime time ul Noi și avem. Uh, uh, pe cei pe care îi avem. Pe cei... Dana Budeanu și-a adus geanta și și-a pus-o aici? Păi de am încredere în voi la antena 3, am auzit că sunt probleme. Asta e geanta importantă, băi, am pus și lacăt aici. Nu poate umbla oricine, vedeți că... Dacă aveți ceva, vreun de ăsta care știe să spargă la căte, mai bine lasă țin aici lângă mine. Băi, și-a luat geanta și-a pus-o acolo? pe care noi avem, nu avem cum să-i aducem. Sunt, dar... Suntem într-o logică de război, acum și într-o propagandă de război, în toată de media. De război economic, vă referiți? Nu. În... Noi, noi suntem într-o logică de război economic. Cine este într-o logică de război militar, e În lumea reală? Da, lumea reală. Sau vorbim la televiziune? În lumea reală lumea suntem într-o criză foarte mare economică. La televizor suntem în logică de propagandă de război. De propagandă de război. Ce Bravo. Da. Bravo! Îi place. Propaganda de război îi place. Ce înseamnă, mai exact, propaganda de război? Că nu există războiul și e doar o propagandă, ca să credem noi că există. Ce, cum adică propaganda de război? Ce înseamnă? Așa. Bun, vă de propagandă de, ajuteți, de, război, de război. Da, apropo, vreau să vă întreb ceva. Da. Care venim la subiect. De ce ați zis Siemion? de, de la SIE, domnul Răzvan Dumitrescu, da, nu am înțeles. Păi de de, de ce mi-a zis Semion? Adică ce eu întrebare? Eu pun porecle e asta? în general domnul Dumitrescu noastră, știți? Eu pun porecle tuturor politicienilor și așa mă adresez după aceea în continuare. De ce? Pentru că ceea ce fac eu acea pastilă Verdict este un pamflet și este, mă rog, de așa e natură. Aplicația, doamnei e uh, Da, o are și domnul Simeon. Și Na, uh, pe mine uh, nu m-a supărat asta. Păi nu l-a supărat, pe de ce să aștept? Deci, Nu mi-a mai și... mai zis într un fel e mai frumos, cum mi-a zis Semion decât Sim... nu, s-ar putea să nu fie prea decent. Nu, ăla e, ăla e Mario Simen, e altceva. Ați confundat domnul uh, A, e, a e, alt, e altă persoană. Am înțeles. Da. Nu da, eu nu am eu spus. În ce ce era... asta. Cred că colaboratorul dumneavoastră, Paul Hitler Probabil, e. dar nu eu. Cine? Îmi zicea ceva genul ăsta, Simuion, ceva genul ăsta. <laughs> Da, 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 un artist. Dar nu contează. Eu am întrebat de ce, pentru că de regulă când alegi... Trump a ieșit președinte după ce s-a făcut. Dar nu contează. E muion, ceva de genul ăsta. Da? Da, 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 un artist. Dar nu... Muion. Muion. Contează. Eu am întrebat de ce, Așa pentru făc, că da. de regulă când alegi... Trump, pore... Trump a ieșit președinte după ce s-a făcut mișto de el doi uh, uh, ani părânt. Și credeți că președinte? Eu am făcut, am făcut o paranteză. Că cei care se vă supără combine. pe porecle... Avem timp. De... Nu, deci Doar. vă convine să înghițiți porecle pentru că poate ieșiți președinte sau cum? Nu, mă amuză. -am adică de ce ar trebui să mă atace? Ultima oară a scris doamna uh, Budeanu pe uh, aplicație sau pe Insta. Bă, fiți atenți că între ăștia e așa o mică... George Simion îi urmărește postările Dani Budeanu? Nu știu, postează destul de, de mult. A zis că să nu mai duc la Casa David, care e un restaurant destul de foarte scump. Și foarte prost se mănâncă foarte scump și foarte, foarte prost. Mm -hmm. În București am rămas și eu cât de scumpie, că n-au mici acolo. Și a fost o glumă bună. Hai haideți să o luăm altfel, ca <fie> să punem puțin ordine. Ca să okay. scoatem cât mai multă informație, dar și de invitați, de alta. Ce îi reproșați dumneavoastră domnului Simion? Și după aceea o să vină întrebarea ce îi reproșează domnul Simion, eventual doamnei doamne Budă. Pe mine are ce să Cred că eu nu sunt nici nu la conducerea niciodată. țării și nu am nicio datorie față de nimeni. Nici cu el nu e la conducerea țării mă rog. da, Pentru că sunt cetățean Domnul Simion este politician Și el trebuie să facă tot ce poate Pentru cetățenii, nu doar pentru cei care l-au votat Corect? Corect Aproape că trebuie să mă convingă să-l votez eu în 2024, nu? Dacă uh, nu ne rupe da. Pe genunchi Dacă nu <laughs> uh, uh, Domnul Simion a intrat în politică pentru că așa trebuia Conform lui, foarte bine, da uh, Bazându-se Pe votul și pe valul corect măsurat de uh, naționalism din România, foarte ok. Ha, hai să dau. Ha, hai să mă înjure și lumea că nu m-am mai de mult ăștia pe YouTube. Here we go! Există concept mai cretin decât patriotismul? Mai lipsit de sens? Mai lipsit de orice decât patriotism? Și naționalism? Adică singura acțiune pe care eu o văd în a fi patriot este să ții cu echipa națională sau cu unul la sporturi. E David Popovici la nu ținem cu el, că e român. În rest, altceva, pur și simplu, nu văd. Care, care e logica din spatele patriotismului? Că ești legat de ce? De un pământ? De am înțeles, știu ce înseamnă. Teoretic. Nu știu, practic. Ce ar trebui să faci ca să fii patriot? Să ce anume? Să fii așa de pământ? De, de, ce? De, de teritoriul României? Și ce să faci mai exact? Una e să fii patriot, alta e să fii naționalist. Ambele sunt două concepte tâmpite. Patriot suntem că iubim țara. Ce înseamnă să iubești țara? Ce înseamnă să iubești țara? Nu se pare un concept tâmpit, pur și simplu? Ce înseamnă concret să iubești România? Exact ce? Să plătești taxele la stat? Să ce? Că nu înțeleg. Naționalist suntem că nu-i vrem pe alții, ceea ce e o tâmpenie. Ambele sunt tâmpenii. Să mergi în armată? Dar ce înseamnă să fii patriot? E o prostie. A, pentru un politician să marșeze pe ideea asta, da. Tot prostul este uh, patriot. Absolut. Tot prostul e patriot și naționalist. Da. Vreți să ne fure ăștia? Să ne ia ăștia țara noastră? O, oh, stai, domnule, un pic, cum să nu? O prostie. Acești oameni care au votat aur nu sunt ăia care au votat USR. Adică niște hashtag uh, disperați, da, știu că ați, avut, că ați luat, nu, ziceți că ați luat și din partea aceea da. voturi. Da, da, știu calculul. Ok. Dar în majoritate 90% Patriot, sunt teoretic ar trebui să însemne că vrei ca oamenilor din țara ta să le meargă bine. A ah, că vrei oamenilor. Asta e altceva. Dar ce înseamnă că oamenilor din Bulgaria vrei să le meargă rău? Nu. A ah, că vrei ca oamenii să nu mai moară de foame, să nu mai aibă probleme. Da, dar asta nu înseamnă patriotism. Oameni cu credință în Dumnezeu, da. cu multe greutăți, da. aproape fără niciun fel de speranță. Ăsta este profilul votantului. Nu mai aveau speranță. Nu mai aveau speranță. Oameni care sunt amenințați, inclusiv astăzi, cu pierderea identității și naționale și individuale până la urmă, da? Corect. Oameni pierduți. Ăsta este. Uh, și oameni disprețuiți de hashtag, de hashtag și de, Genul stat. Ăsta de de și de stat. Oameni. Oameni. Și de, okay. de care stat. Care păi e cum sunt de umiliți de... de stat, sunt umiliți de stat. Corect. Domnul Simion, nu ai acces la sănătate? Corect. Corect. Că cum adică nu ai acces la sănătate? Nu înțeleg. Hai, nu ai acces la școală. Asta sunt obligatorii. Asta sunt. Să iubești tradiția, istoria, obiceiurile. Asta înseamnă să fii patriot? Să iubești tradiția, obiceiurile, istoria, cum e că adică să iubești istoria, să iubești tradiția. Nu. Asta te face conservator, poate. E vorba că te identifici cu o anumită limbă, teritoriu și tradiții. Te identifici cu o anumită limbă, adică că vorbești o limbă, identificarea în comunitate cu aceiași principii și viziuni e bine. Ești într-o comunitate care are aceiași principii și viziuni, în niciun caz nu ești patriot. Ești poate într-un partid politic, ești niciun caz patriot. Îți spun că nu există. Conceptul de patriotism și de naționalism, practic, nu există. Este doar la nivel declarativ. Și, da, sunt două concepte care manipulează foarte bine o anumită masă de oameni. De acord cum să vă spun, baza oricărei societăți pe lumea asta, ce da? Ce e reproșează, exact. Imediat. Da. Are nu o trece, teorie, doamna Buganu, și chiar e sunt păcat. interesat să aflu. Trece prea repede. Că Aș ține acești oameni au votat aur. Acești oameni au votat aur. Da? Da. O parte din acești oameni, pentru că o altă parte nu știa. Dumneavoastră nu știați de noi sau nu ne-ați votat. Nu știu de ce. De ce nu ne-ați votat? Aur? Da. Pentru că nu știam. Dumneavoastră ați venit pe sub radar, da? cum se spune, Da. Ce, ce. Pentru că trebuia să votezi PSD. Asta este răspunsul pe care încearcă să-l evite acum. Este ok că așa să vine, vine. Dacă nu ne chemau când la televiziune. se vine, așa să vine, pe, pe sub radar, când se vine. Așa. 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 se vine. așa, se vine. Se vine, se vine de pe sub radar. De la stăpânii la, și la, la luna. Da, Cum adică pe da. sub radar? Al cui e radarul și cine a zburat sub radar? Ca să păi înțelege. radarul, în primul rând, sunt sondajele, domnul Dumitrescu, în care aur nu apărea. A apărut foarte, 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 foarte târziu, deci nimeni n-a măsurat. Uh, un partid... Sociopol. O mișcare, o mișcare, o mișcare să-i spunem da. dacă poate da, o mișcare atât de puternică nu a fost măsurată. Dacă au fost stelt. Adică... Dacă au fost stelt! Adică ca un avion militar stelt. Păi, Ce am spus rău rău nu păi asta am spus pe Păi am spus și am spus a Domnul a văzut. Mirel Palada, care da. conduce cu onor sociopol, da. ne-a măsurat și cu o zi ne-a dat la 10%. Domn profesor... Dar dumneavoastră vorbeați de public. Atenție, e foarte important. Vorbeați de percepția publică, că publicul nu v-a văzut venind. E foarte important electoratul. O parte dintre români, cei da. care uh, se uitau uh, la televiziune, nu aveau acces la rețelele de socializare, uh, n-a știut că noi existăm. Doar 4 din 10 votanți, uh, pe 6 decembrie 2020, uh, știau că există acest partid aur. Deci fost... o majoritate nu știa că existăm. Da, am spus bine, uh, pe subrabă. Mirel Palada ne-a dat domn profesor, știți, domn profesor de la... De la noi din chat? Cluj. Da, domn Mișta Da, exact. A, bun. Uh, la câteva zile la a ministră. zis, da, voi apărați mereu la 8%, 8%. Și am zis, da, domn profesor, dar dumneavoastră ați dat comunicat de presă că suntem la 3% cu două săptămâni înainte. Ei, nu se regla să Eu n-am dat așa da. ceva. Sau Eu n-am dat așa ceva. Respectivă. Ok. Da. Uh -huh. Formulați-le ca să aibă acești oameni v-au votat? Da. Ce a făcut Aur uh -huh. de când a ajuns la putere? Deci nu, nu ne-a spus de ce n-a votat aur ea. Hai că au venit pe sub, radar, dar că nu ce, că n-a auzit de ei sau ce. Pe păi ea, marele analist politic care își dă cu părerea despre tot și toate, n-a auzit de aur în 2020? Pentru acești oameni. Prea puține, cu 10%. Vă dau niște exemple. Atunci când ne-au acuzat că am luat cu asalt Capitoliu în stil Trump, am încercuit Parlamentul. Păi chiar așa era. Mai că n-ați intrat în Parlament ca ăia în Capitoliu. Tocmai ca să punem presiune, pentru că alte mijloace parlamentare da. nu mai aveam la dispoziție, le folosisem pe, pe toate, live-uri, blocat tribuna și așa mai departe. Și am reușit să oprim legea prin care se suspenda contractul de muncă pentru cei care nu voiau să se vaccineze. Dumneavoastră, v-am citit foarte bine, a zis nu, că șefii la lume au oprit nebunia asta. În Italia, vreau să vă zic, că în continuare se poartă mască și în continuare nu au drept de muncă cei care nu, sunt, nu au super green pass. Super green pass nu sunt... Sincer, foarte bine. ...două înțepături, trei înțepături. Foarte bine. Da. Asta am reușit noi să blocăm cu proteste, cu multe presiuni, cu uh, atac asupra mea. că am... mă, Îți dai seama să mobilizezi oameni ca să protesteze împotriva vaccinului? Atât minte să ai. Bine, asta e pentru imagine. Ei știu exact cărui electorat se adresează și știu sigur că vor merge uh, la țintă cu astfel de proteste și cu astfel de take-uri. Normal, nu e nimic făcut întâmplător. Stați neștiți. Dar tu, așa ca om în sinea ta să faci asta. Nu poartă nimeni mască în Italia. Ba, evident că nu putem verifica, dar mai contează. E George Simion, nu mai luăm în serios oricum. Am luat cu asalt și am creat violență, n-am creat da, nicio violență. Deci nu s-a oprit așa, pentru că eu am anunțat înainte cu 10 zile, de exemplu, că tot da. nu citiți postările, că se va scoate certificatul. Deci se știa că se va scoate. Eu nu... Atenție! Certificatul e foarte, scos bine. În e foarte bine că ați ieșit da. în stradă, nu este nicio problemă, nu asta. Eu, v-am întrebat Doi. ce ați făcut concret pentru Doi. acești oameni. Așteptările acestor oameni știți care sunt. Sunt minime. Da. Și eu acum vă spun și de ce n-ați făcut. De ce n-ați putut să faceți? Păi... Ați zis cu 10%, corect. Aveți 10%, dar eu vă întreb acum și da. puteți să-mi răspundeți, vă rog. Da. Spuneți. Cum poate UDMR-ul? Da. Dușmanul de moarte, da? Care să iasă de la guvernare, să cetă cetăștim. Trebuie să iasă de la guvernare. No, da. Ok. Nu o să iasă, dar ideea e următoare Cum poate UDMR-ul, de 30 de ani, cu 5%, să facă tot ce are pe listă și tot ce promite, cui, mă rog, votează cu UDMR. Bine, au două, trei puncte, într-adevăr, nu se poate vezi zeci. Dar, bă, alea două, trei puncte. Vreți să vă spun cum poate? Vreți să-mi spuneți dumneavoastră, vă rog, spuneți -mi. Da. Cum uh, poate? Uh, UDMR-ul cu 5% de 30 de ani. Uh, UDMR-ul da. are o uh, politică uh, șovină, revanșardă, are, uh, e redentistă, și își urmărește această agendă de creare de tensiune etnică. Am văzut în ultimele două săptămâni no. această agendă. și o urmărește pas cu pas. Am înțeles. Picnicitor. Mai bună prima parte. Mai bună prima parte. Anticipez între 15 și 20% a urcat la anul. Vezi ce am scris mai sus, poate te ajută să înțelegi ce înseamnă. Ce înseamnă ce? Patriotism? Lozincii spuse de politicieni pentru voturi sunt cretine, dar patriot, naționalist, înseamnă să ieși la proteste, să-ți pese într-un cuvânt, să iei atitudine atunci când crezi că ți se încalcă un drept de către stat. Nu, asta înseamnă să spese de oameni. De România, de patrie sau ceva. Tocmai. Că nu-ți convine când statul se încalcă un drept. Pe lângă asta, oricum ai da o, ai sentimente față de locul în care te-ai născut crescut. Nu ai sentimente față de oameni. De loc? În loc ai așa, o nostalgie. Dacă toată familia ta și toți cei care, pe care îi iubești și la care ții ar fi în Germania, cum ar fi? Ai zice, bă, totuși am locul în care m-am născut. Și păi nu îi vezi niciodată, îi vezi așa pe WhatsApp. Să spese de oameni, da, asta e altceva. Să spese uh, ca tu să trăiești mai bine și oamenii din jurul tău să trăiască mai bine, aia e altceva, n are nicio legătură cu ideea de România. Adică tot ceea ce te interesează pe tine este ca tu să trăiești mai bine. Asta poți să înțeleg, absolut să spese de oameni și de cum trăiesc ei, cu de țară. Adică țara e așa un concept, ce? Că vrei ca statul să fie cât mai puternic ca să se răsfrângă asupra ta? Aia e altceva. Dar ideea de patriotism, gen să nu ne vindem țara, să nu dăstea, ce asta? Sau naționalism, că la sunt strâns să legătură, legătură. nu înseamnă Domnule, același lucru. Dar sunt strâns să legătură. În el doctor, a, așa, uh, s-a aparțit de o tabără. Măi că s-a aparțit de o tabără. Ce că trebuie cu patriotism sau naționalism? S-a parțit de o tabără. Uh, cei mai mulți sau mai puțin în firea noastră, cei care au murit la Revoluție sunt patrioti, dacă vrei, pentru că le-a păsat. Păi da, ei au ieșit în stradă că mureau de foame. Au ieșit în țară ca să zică, domne, România! Nu, au ieșit în țară, bă, mor de foame! Și vine ăsta, nu putem să zicem nimic, că ne ia și ne putem să vorbim, nu putem să facem nimic. Luăm mâncare pe cartelă. Nu nicio legătură cu țara asta, ce să spun. Are legătură cu oamenii. Da, asta da. Patriot înseamnă să intri în meeting, să vorbești română, indiferent de ceilalți interlocutori. Bravo. Asta da. Bine, gata YouTube. Am mai păcălit un clip și pe săptămâna asta. V-am pupat! Pa!